Seara trecută a avut loc evenimentul de deschidere a Olimpiadei Naționale de Psihologie Pedagogie pentru clasele cu profil vocațional pedagogic, care se desfășoară în perioada 10-12 aprilie în județul Mehedinți. Evenimentul din deschidere, spectacolul intitulat Repetiție Generală, a avut un real succes. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, alături de prefectul județului Alin Isuf, împreună cu inspectorul școlar general Alin Tomoescu, au fost prezenți la acest eveniment. Elevi din 35 de județe s-au calificat la proba orală a Olimpiadei Naționale, care s-a desfășurat în cursul zilei de marți la Colegiul Național Pedagogic Ștefana Dobleja din Drobeta, Turnu Severin. Sunt emoționată și onorată să fiu astăzi aici și emoțiile vin din faptul că și eu sunt absolventă de liceu pedagogic, am terminat liceul la Craiova și de câte ori mă întorc în familia liceelor pedagogice, nu pot să nu trăiesc această emoție. Aș vrea să vă spun că sunt și foarte mândră și am un sentiment profund de admirație. Sunt mândră pentru că v-am văzut lucrările, aici mă adresez iarăși elevilor, v-am văzut lucrările și am fost foarte bucuroasă să văd că sunteți pasionați, că sunteți pregătiți, că iubiți psihologia și pedagogia, științele educației. Și îmi exprim și speranța că veți duce mai, nu doar că veți duce mai departe, da, ci că veți face mai mult decât a făcut generația mea. Reprezentanții Consiliului Județean Mehedinți se bucură să le fie gazde elevilor, profesorilor, coordonatori și Comisiei Olimpiadei. Este foarte important că suntem aici și este foarte important să nu uităm de ce suntem aici și că nu putem noi, profesorii, să fim profesori fără voi, elevii, față de care eu nu pot decât să-mi exprim gratitudinea. Să vă felicit, să vă țin pumnii pentru proba de mâine. Cu certitudine, dacă ați trecut peste prima probă, veți trece și mai bine peste cea de-a doua. Dacă n-aș fi fost liceul pedagogic, n-aș fi fost nici profesor, nici profesor de limba română și n-aș fi fost eu. Motiv pentru care altundeva decât în familia aceasta minunată a normaliștilor și a oamenilor de pedagogic nu mă văd. Consiliul Județean Mehedinți s-a alăturat pentru a susține organizarea evenimentului alături de Colegiul Național Pedagogic Ștefana Dobleja, prin colaborare cu conducerea acestuia, profesorul dr. Laura Butaru. Cu atât mai mult, acesta le oferă sprijinul elevilor olimpici de zilele acestea, întrucât ei sunt viitorii dascăli care vor forma generația de mâine. Bine ați venit în județul Mehedinți și sper că în puținul timp pe care evident că veți avea la dispoziție de mâine, după proba orală, să vă bucurați de o parte din obiectivele pe care noi le avem în acest județ, obiective turistice, istorice și obiectivele noastre culturale. Încercăm și noi, atât cât putem, să aducem o umilă contribuție la desfășurarea în bune condiții acestei faze naționale a Olimpiadei de Pedagogie și Psihologie. Văd mulți elevi în sală. Văd elevi olimpici. Vă felicit, dragi elevi, pentru munca pe care dumneavoastră ați desfășurat-o și ca urmare a acestei munci astăzi ați ajuns să reprezentați școlile dumneavoastră la faza națională a Olimpiadei. Știu că nu este ușor. Și cred că și dumneavoastră v-ați fi dorit să vă bucurați de această vacanță și să așteptați altfel Paștele. Dar, pe de altă parte, să nu vă pară rău. Pentru că efortul pe care dumneavoastră l-ați făcut ca să ajungeți aici și efortul pe care îl faceți acum și prin faptul că pierdeți aceste zile, totuși, vă va ajuta foarte mult în viață. Iar noi, cei care, momentan, reprezentăm anumite instituții, autorități locale, ne punem mari speranțe în dumneavoastră. Fiindcă în mâinile dumneavoastră stă pregătirea generațiilor viitoare. Directorul Colegiului Național Pedagogic Ștefana Dobleja, Laura Butaru, declară că este onorată că anul acesta Olimpiada este găzduită de liceul de care aceasta este responsabilă. După 10 ani, mai bine de 10 ani, Colegiul Național Pedagogic Ștefana Dobleja este din nou gazda Olimpiadei de Pedagogie, Psihologie, Licee Pedagogice, fapt care ne onorează și desigur ne strânește o mare emoție.
O emoție despre care chiar s-a vorbit, pentru că în acest an școlar, 2022-2023, învățământul pedagogic mehedințean împlinește 145 de ani. Iar aici, dragi elevi, voi sunteți protagoniștii, niște eroi așa desprinși din basme, care a pornit într-o călătorie inițiatică și, asemenea, eroului din poveste trebuie să dovediți niște calități în fața unor probe și spun mulțumesc și anumite mulțumiri speciale domnului președinte al Consiliului Județean Avocat Aladin Georgescu. Trebuie să dau din pulise, primul lucru pe care m-a întrebat a fost despre voi, dragi elevi. Unde veți sta, ce se va întâmpla, să vă fie bine? Prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, declară că învățământul este o componentă importantă pentru o societate funcțională, așadar îi felicită pe elevi pentru performanțele obținute și le urează succes pe mai departe. Ceea ce faceți dumneavoastră aici este un lucru extraordinar de important pentru viața dumneavoastră în continuare, pentru viața comunității din care veți face parte. Pentru că dumneavoastră sunteți cei mai valoroși elevi ai localității și până la urmă ai statului român, ai țării noastre. Pe dumneavoastră ne bazăm. Fără un învățământ puternic, fără cultură, fără religie, fără sănătate, nu putem izbândi ca stat. De aceea ne punem speranțele foarte mult în dumneavoastră, la fel ca și comunitățile din care dumneavoastră proveniți. Inspectorul școlar general Alin Tomoescu declară că profesorul are un rol fundamental în viața comunității, deoarece acesta formează toate celelalte profesii. Profesorul formează toate celelalte profesii. Are un rol foarte important în societate și un stat nu se poate dezvolta pe termen lung fără o educație solidă, fără un sistem de învățământ performant. Suntem mândri să organizăm și să vă avem invitați. Voi copii sunteți deosebiți, sunteți cei mai buni dintre cei mai buni pe acest domeniu. Vă urez succes! Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, le dorește mult succes elevilor și speră să se bucure de rezultatele care reflectă munca și devotamentul fiecăruia și totodată speră să aibă experiențe frumoase în județul nostru pe parcursul șederii aici, astfel încât să se întoarcă cu plăcere ori de câte ori acestora le vor lipsi plaiurile mehedințene.